găsit, sunt Janina Iacob și vă urez tuturor la mulți ani și un an nou plin de prosperitate. Vă invit la retrospectiva sportului românesc după anul preolimpic 2019. Ne propunem să analizăm rezultatele obținute de români anul trecut, să-i trecem în revistă pe cei calificați la Jocurile Olimpice, dar să vedem și care sunt perspectivele pentru Tokyo. L-am invitat astăzi pe cel care va fi cel mai probabil decanul de vârstă al delegației României la Tokyo, Marian Drăgulescu, și pe colegul meu Emil Grădinescu, cunoscător al fenomenului sportiv și mare pasionat de tenis de masă, gimnastic, atletism, mai spunem. Bun găsit, domnilor! Box! Așa, și box, da? Bine, canotaj! Mulțumim pentru invitație! Cu mare drag, mulțumesc și eu că ai acceptat invitația în studio alături de noi. Cum a fost 2019 pentru tine, Marian? Pe final de an s-au așezat lucrurile foarte, foarte neașteptat de bine. Am obținut și acea calificare la Olimpiadă și cu sănătatea am stat mai bine și din toate punctele de vedere lucrurile s-au terminat bine în 2019. 39 de ani. Da? Înainte, frumos. Mulțumesc frumos. Parcă Iordan Iovcev avea 39 de ani la un mondial. Da, final, la 39 de ani mi se pare s-a retras, dar a participat la ultima lui Olimpiadă, cred că a fost la Rio. În 2012. Da, da. Iordan Iovcev, foarte bun la sol, foarte bun la inele. Da, e colegul nostru din Bulgaria aici, da. De peste graniță. Cum ai petrecut Crăciunul, Revelionul? Cum, ca toată lumea, cu sărmăluțe, cu salate de dăf, cu de toate. Îți permiți să, nu știu, să consumi alimentație pe care nu o consumi de obicei în perioada competițională sau de antrenament? E normal că nu pot să mănânc în fiecare zi sărmănuțe și salată de bef, dar când există o sărbătoare, de ce nu? Da, mai ales că sarmalele sunt, este mâncarea mea preferată, așa că de câte ori am ocazia, nu refuz o astfel de mâncare tradițională. Am văzut că ți-ai împodobit inclusiv bradul de Crăciun cu medalii, nu cu globule. Ți-am văzut o postare. Da, de ce nu? Bine, n-a fost chiar ideea mea, a fost a alte persoane și mi s-a părut foarte interesantă ideea și am zis, da, de ce nu? N-am mai văzut până acum un sportiv să-și împodobească bradul și cu medalii, pe lângă globuri și luminițe. Și am zis, măi, și așa am destule medalii, ia să vedem cum arată bradul și cu medalii, să-l fac așa mai valoros, așa puțin. Nu, dacă era aurul ăla la Atena. Păi am lăsat un loc acolo și la anul, asta am transmis moșului, că moșule, uite, locul ăsta e pentru medalia de aur de la Olimpiadă, așa că știi ce-mi doresc pentru la anul, așa că, na, îl aștept. Bun, noi ne creăm acum perspective pentru anul 2020. Haideți să vedem cum a fost 2019 pentru tine, mai multe decât ne-ai spus tu acum. Aole! 2019 a fost încă un an în care Marian Drăgulescu a impresionat lumea gimnasticii. A împlinit recent 39 de ani și un fenomen al sportului pe care îl practică. În 2019 a participat la cea de-a 15-a ediție a campionatelor mondiale din carieră și a fost extrem de aproape de încă un podium. Prima parte a anului nu a fost încununată cu un succes la europenele din Polonia, dar cel mai important concurs s-a desfășurat în noiembrie la Stuttgart. Campionatele mondiale din Germania au reprezentat criteriul de calificare pentru Jocurile Olimpice, iar Marian Drăgulescu și-a îndeplinit obiectivul prin accederea între cei mai buni 8 gimnaști de la sărituri. Marocanul a obținut biletele pentru Tokyo, acolo unde va participa la cea de-a 5-a ediție a Jocurilor Olimpice, după Sydney, Atena, Beijing și Rio. În finala de la Stuttgart, Drăgulescu a fost la puțin peste o zecime în spatele podiumului. Am revenit în studio și așa cum spuneam la începutul emisiunii, tu vei fi practic ultimul samurai, să spunem, la această ediție de Jocuri Olimpice, iar cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român chiar s-au gândit să te pună pe coperta, hai să o arătăm așa la cameră, te-au gândit să te pună pe coperta primului număr al revistei lansate de ei. Practic, haideți să citim și aici un pic. Marian Drăgulescu, calificat pentru a 5-a oară la Jocurile Olimpice, a rămas singurul reprezentant al gimnasticii românești la Tokyo. Povestea celui mai titrat gimnast în pictorialul din paginile 81-90. Ai apucat să te uiți? Nu, chiar mai apucat să vezi înaintea mea. Eu nu
Nu am reușit să pun mâna pe această primă ediție a revistei. Sunt foarte onorat și recunoscător pentru a apărea în primul număr a revistei. Mă bucur că... Ești fioros, să știi, adică te prinde bine. Da, au avut o idee foarte inedită, să zic așa. Dar cum tot programul se numește Samurai, se leagă cumva, da, exact, cu drumul acesta al nostru către Tokyo 2020, Jocurile Olimpice. Sper să fim cu toții niște adevărați samurai, să luptăm până la capăt, să nu ne fie teamă de nimic, să mergem curajoși, să muncim foarte mult. E ultima? Cred că este ultima, da. De calificat la Jocurile Olimpice, m-am calificat de 6 ori. Din păcate, la una dintre ele, deși eram calificat, nu am mai apucat să merg. Dar asta va fi a 5-a olimpiadă. Sunt multe lucruri care, să zic, are și așa în evidență, în sensul în care sunt 5 cercuri olimpice, eu a 5-a olimpiadă, Tokyo 2020, eu voi avea 20 plus 20, 40 de ani. Cine știe, poate se vor alinia toate planetele și voi prinde ziua aia în care voi avea toate simțurile și toate, nu știu, toată capacitatea de a face două sărituri impecabile. Bun, tu te-ai calificat, ești liniștit, mergi cumva relaxat acolo, adică de fapt ești relaxat de mult de când te-ai calificat și asta contează de când te-ai născut, da? Dar haide să vedem ce a făcut gimnastica în 2019. Pentru gimnastica românească în general, anul 2019 a fost un adevărat dezastru. La europene nu s-a prins nicio finală la masculin, iar la feminin, Denisa Golgota a ratat podiumul la fiecare dintre cele 4 finale în care s-a calificat. A fost cea mai slabă participare la europene a României din ultimii 52 de ani. Au urmat jocurile europene de la Minsk, încheiate din nou fără medalii. Mondialele de la Stuttgart au reprezentat cel mai important concurs de la Rio încoace, dar s-au terminat dezamăgitor. Nici echipa feminină și nici cea masculină nu au obținut calificarea la Tokyo. Lotul antrenat de Forminte a terminat de altfel pe locul 22, cel mai slab din istoria participărilor la campionatele lumii. Sunt o generație care n-a avut valoare, punct. Adică, ce să spunem, e asta, care ne-a reprezentat acum. Personal sunt foarte dezamăgit această echipă. Adică nici nu aveai mare dificultate, du-te măcar și stai pe aparat. Nu ai nici dificultate, ai și greșeli de execuție și mai ai și ratări. N-am văzut una zâmbind în antrenament. Zici că le-a obligat cineva să... Deci asta e... Păi nu e obligatoriu. Nu poți, merge acasă, fă altceva, du-te la club. Zici că le-a obligat cineva să stea în sală și să facă ele gimnastică. Nu merge așa. Nici o sportivă nu s-a calificat în finale, dar Maria Holbur a reușit calificarea la Tokyo la individual compus. Ea și Marian Drăgulescu sunt singurii gimnaști care merg în Japonia, iar șanse ca și alții să prindă calificarea la Tokyo sunt destul de mici. Europenele de la anul și Cupa Mondială sunt ultimele șanse. Am revenit în studio. Emil Gradinescu, încep cu tine, pentru că știu că ai făcut în copilărie gimnastică, știu că ești un pasionat, ai și comentat, ești alături de gimnastica românească. Ce spui tu despre asta? Până lăsăm pe Marian să-și facă ideile în minte. Bine, e probabil falimentul unei politici duse greșit, concepute greșit. Aș vrea să mă leg de un singur lucru pe care îl simt și de care sunt sigur. Gimnastica românească, Federația Română de Gimnastică, mă refer la perioada, să zicem, de acum 3 ani și în urmă, cu brandul ăsta formidabil pe care îl are gimnastica românească, da? Începând cu toată seria asta de campioane și de campioni, să nu ai un serviciu de marketing, să nu aduci sponsorizări, să nu fii în stare să-ți umpli pur și simplu bugetul de bani mulți ca să-ți aduci înapoi mari antrenori care sunt până în Europa și în America de Sud și prin Asia și prin toate colțurile lumii. Să-ți aduci înapoi, l-avem pe Adrian Boboc, de exemplu, care este foarte bun la paralele, un antrenor excelent la paralele. Aparat la care noi nu avem rezultate, nici la băieți, nici la fete. Dau doar un exemplu. Deci să stai pur și simplu cu fundul pe
brandul ăsta și să nu-l folosești, mi se pare, mergeți la tenis de masă și întrebați-i pe aia, aia cum fac rost de bani? Cum fac rost de bani? Uitați-vă la orice concurs de tenis de masă, ce, cât de branduită este sala, cât sponsori au. La asta mă gândesc, în primul rând. La asta mă gândesc, pentru că e într-adevăr o lipsă de bani. N-ai bani, nu ai specialiști, nu ai antrenori, nu faci performanță. Marian, tu pe cine consideri vinovat de toată această situație? Subscriu și eu la ce a spus Emil puțin mai devreme și ba mai mult decât atât, lipsește o strategie de revigorare a sportului. Începând de la copiii mici, de la cluburi, loturi, federație, inclusiv această comunicare între federație, comitet, minister. E clar că trebuie un plan și nu un plan de pe azi pe mâine, de un an la alt, de pe un an pe altul, ci un plan serios, pe 5, pe 10 ani. Să ne uităm și noi cum fac. Ok, e un sport dur, gimnastica. Părinții au rețineri să-și dea, dar să-și dea copiii la gimnastică, fetițele de la 4-5 ani și așa. Hai să uităm, dar cum fac americanii, dar cum fac italienii, cum fac olandezii? Că bănuiesc că acolo nu-i pe bătaie și nu-i pe înfometare și pe regim foarte. Probabil că există alte metode, da? De a crește tinerii gimnastici. Hai să ne uităm și noi, cum fac ea? Da? Demisia Andrei Răducan, ce spune Marian? E clar că în ultimii 2 ani nu s-au văzut îmbunătățiri, ba mai mult, lucrurile au mers din rău în mai rău. Nu știu, sper să vină cineva care să vină cu un plan, un plan care poate fi măsurabil în timp și să tragem linie, să vedem. Copiii sunt... Bineînțeles, baze sportive nu avem foarte multe și echipamente, astfel încât ca sportivii de la club să poată facă performanță, nu știu, până la un nivel foarte înalt. Iar ceea ce spunea și Emil mai devreme, e păcat că nu s-a promovat atâta timp cât aveam atât de mulți sportivi medaliați, da. Campioni. A fost un brand, greutate, încă da. Mai este un brand cu greutate, încă eu spun că mai putem promova sportivii, mai putem aduce copii la gimnastică. Tu personal ai sponsori? Eu în momentul de față nu. Și ți-ai căutat cumva? Colaborez acum cu agenție și în viitor acum mai ales în drumul acesta către Tokyo. Sper să am alături și câteva companii. Emil, da, apropo de ce spune Marian, asta în condițiile în care de la el a pornit asta. El și-a căutat agenție, probabil că tu ți-o plătești, adică nu ți-o plătește nimeni. Nu? Avem o înțelegere, da. Dar oricum, un comisiu, a pornit probabil, de la el. Nu? Da, asta e. Cineva asta e. Care să se ocupe de așa ceva. Nu, eu am sesizat asta în vizitele mele pe la federație. E o stare de amorțeală, așa, de rutină. E drept că n-am mai fost în mandatul Andrei Răducan. N-am călcat pe acolo. Dar știu cum era înainte. Și păcat, repet, un brand care trebuia valorificat la sânge și nu s-a făcut asta. Da, din păcate, sportul românesc, în general, nu a fost departe în 2019 de cum a stat gimnastica. Haideți să vedem la ce discipline sportive s-au luat în 2019 medalii. S-a încheiat un an sportiv 2019 cu destul de puține realizări pentru românii la discipline olimpice, dacă ne referim strict la medalii obținute la mondiale, competiții care pot fi asemuite unor simulări pentru Tokyo. 2019 a fost anul de dinaintea ediției cu numărul 32 a Jocurilor Olimpice, unul care a dat startul calificărilor pentru marele eveniment din Japonia. 5 medalii au cucerit românii la discipline olimpice, cu una mai mult decât în 2018. Canotajul, scrima și halterele au adus atunci medalii, iar în 2019 s-a obținut un an plus și la lupte.
dar să le luăm pe rând. Canotajul a fost sportul cu cele mai mari realizări, la fel ca în 2018. Pe lângă numărul mare de sportivi calificați la jocuri, canotorii au și urcat pe podium. Cele două medalii câștigate reprezintă numărul maxim obținut la discipline olimpice în 2019. De altfel, canotajul este, după gimnastică, sportul care i-a adus României cele mai multe medalii la jocuri. La haltere, doar Loredana Toma a ținut steagul sus pentru România la mondiale. La europene, în schimb, s-au câștigat cele mai multe medalii într-o competiție majoră în 2019. La jocurile olimpice se acordă însă medalii doar la total, nu și la fiecare dintre cele două probe în parte. La total, România a încheiat cu 4 medalii la europene și cu una la mondiale. Alina Vuc a confirmat și în 2019 că este cea mai în formă luptătoare din România. A adus argintul mondial și ne dă speranță și pentru jocurile de la anul, acolo unde și alți luptători din România au șanse de calificare. Scrima a adus o medalie la campionatele lumii, prin Bianca Pascu la sabie, care dă și ea speranțe pentru ediția de la Tokyo. Scrima este un sport de la care pretențiile sunt însă mari, mai ales prin prisma rezultatelor cu care a obișnuit. Și cam atât cu medaliile la discipline olimpice. Totuși, tenisul de masă a reprezentat o surpriză extrem de plăcută a anului 2019. Ovidiu Ionescu a adus prima medalie la mondiale după două decenii de așteptare. Iar dacă vorbim doar de probele masculine, atunci așteptarea a fost mult mai lungă, de 63 de ani. Ionescu a luat argintul în proba de dublu masculin alături de spaniolul Alvaro Robles. La europene, la feminin, Samara, Dodan și Soci au continuat cu rezultatele excelente din anii precedenți. Au luat medalia de aur la echipe. La tir, mondialele se organizează din 4 în 4 ani, dar Laura Coman și Alin Moldoveanu ne-au reprezentat cu brio în etapele de cupă mondială. La europene au venit două medalii prețioase, prin Laura Coman aur la 10 metri pușca aer comprimat și bronz cu echipa feminină. Și ajungem și la sporturile de tradiție care au dezamăgit în 2019. Trebuie să începem cu gimnastica, pentru că este sportul care a adus cele mai multe medalii olimpice pentru România în istorie. Nu s-a cucerit nicio medalie mondială sau continentală, iar marele eșec îl reprezintă ratarea calificării cu echipa feminină la jocuri. Dacă adăugăm contraperformanțe sau rezultate sub așteptări în 2019 la judo, la box, la handbal și la atletism, constatăm că predicțiile pentru Tokyo nu pot fi prea optimiste. Au existat totuși evoluții și rezultate precum cele ale lui Robert Glință la natație, ale veteranului Drăgulescu la gimnastică, ale Alinei Rotaru la atletism, care chiar dacă nu au însemnat medalii, dau speranțe pentru Tokyo. Bun, deci la canotaj, scrimă, haltere și lupte am luat medalii anul acesta. Sunt niște sporturi care se tot repetă în ultimii ani. Tot la aceste sporturi luăm medalii, din păcate. Unde putea mai mult, Emil Grădinescu? Unde simți că am fi putut mai mult? Păi am putea cam peste tot mai mult dacă ar exista o... Dacă ar fi existat, corect spus, o împărțire mai echitabilă a bugetului pe federații. Pentru că în 2019, și astea sunt date culese de colegii de la Gazeta Sporturilor, au fost semnalate niște anomalii în materie de împărțirea banilor între federații. Și mă uit așa că rugby-ul a luat de 3 ori mai mulți bani, atenție, de 3 ori mai mulți bani decât anul trecut. Deși pentru prima oară în istorie au ratat calificarea la mondiale. Sunt puzderie de federații de karate. Câte federații de karate credeți că sunt în Ministerul Tineretului? Câte federații de karate, doar de karate? 12. Wow. 12 federații de karate. Bine, ok, oamenii fac cerere, trebuie să-i primești, dar nu știu dacă trebuie să-i și premiezi. Pentru că sunt niște campionate mondiale, europene sau mai știu de care, care sunt într-un anonimat perfect și pentru asta trebuie să le dai bani. Iar astea 12 federații de karate au primit 8 milioane de lei, aproape 2 milioane de euro, buget, pe 2019. De ce? Stai și te întrebi. Sunt mai multe zvonuri acum, cum că fostul director general, Daniel Gianu, era prieten cu, mă rog, cu niște șefi de pe acolo, de pe la karate, au mai plecat și până excursii împreună. Mai departe. Federația Română de Handbal a primit 10 milioane de lei buget, dublu față de anul trecut și uite unde am ajuns. Că știi foarte bine cum e cu handbalul, uite unde s-a ajuns, ce campionat avem. Și mai e încă un lucru extrem de grav, după părerea mea. Faptul că dacă vrei să te afiliezi tu club la Federația Română de Handbal, trebuie să plătești o taxă de 10.000 de lei. 10.000 și de lei? Și ne întrebăm de ce să nu se mai face, de ce nu se mai face, școli? Da. Păi, și te întreb de ce handbalul românesc în momentul de față este o vitrină splendidă. O vitrină splendidă, cu tot felul de campioni. Am avut 18 jucătoare din divizie la campionatul mondial. 18. Și noi am ieșit vai mamă noastră. Deci e o vitrină splendidă, dar înăuntru, în spate, în magazin, nu e nimic. N-ai nimic. De ce? Pentru că
mai bine de la Zalău te duci și te afiliezi la Federația Maghiară de handbal, care nu-ți cere niciun leu, niciun leu taxă, și ajungi și mai ușor la Budapesta decât aici la București. De ce Federația Română de Tenis de Masă, întreb acum, care ați văzut ce rezultate are, într-adevăr, e fantastic să iei argintul la mondiale. La mondiale totul este al chinezilor, de la locul 1 până la locul 10. E bine, Ovidiu Ionescu a luat argint la dublu. E, Federația Română de Tenis, care și-a apărat titlul la femei, la fete, în 2019 și-a apărat titlul european, obținut în 2017, Federația Română de Tenis de Masă a primit mai puțin decât anul trecut, cu 23%. De ce oare? Pentru că președintele este membru PNL, iar pe vremea PSD-ului, întreb și eu, pe vremea PSD-ului s-a făcut bugetul? Întreb. Poate e adevărat, poate nu e. Da? De ce primești mai puțin tu, federație, care ai rezultate într-adevăr beton? Deci cam despre asta ar fi vorba și despre felul în care se împart banii. Pentru că de la bani, până la urmă, pleacă totul. Performanța pleacă de la bani. Trebuie să recunoaștem asta. Așa cum am văzut mai devreme aici pe video, sunt 55 de sportivi calificați până acum la Jocurile Olimpice. Din păcate, 18 dintre ei sunt de la Naționala de Fotbal Under 21, care s-a calificat, și încă 18 de la canotaj. Adică rămân cam puțini printre cei care chiar într-adevăr sunt individual calificați acolo. E interesant faptul că sunt anumite federații care și-au asumat medalii cu sportivii, prin sportivii calificați acolo, câte, de exemplu, sunt 11 federații care și-au asumat undeva între 11 și 15 medalii. A zice că e totuși un obiectiv extrem de îndrăzneț pentru federații. De ce? Pentru că și Comisia Tehnică Olimpică pentru Sportul de Performanță a analizat anul sportiv 2019 și și-au asumat federațiile, iar predicțiile sunt diferite. Comisia vede un total între 4 și 6 medalii la Tokyo. Să vedem care e analiza lui Mihai Covaliu după anul sportiv 2019 și ce speră președintele COSR de la Tokyo, și apoi comentăm în studio. Potențialul nostru, din punct de vedere optimist, dacă putem spune așa, este undeva în jurul cifrei de 7-8 medalii. Aceste medalii vin în urma unui sistem în care toată această activitate sportivă, când vorbim de sportul de performanță, când vorbim de sportul de masă, se desfășoară. Șansele pentru Jocurile Olimpice de anul viitor sunt de 0,05%, exact bugetul pe care România îl acordă sportului. Da, l-am ascultat pe Mihai Covaliu, președintele COSR. Iată federațiile care și-au asumat până acum medalii la Jocurile Olimpice. Canotajul 2, lupte 1, tenis de masă 1, 2 și tenisul de masă. Iată că și-a creat un standard destul de înalt. Atletismul 1, sunt foarte mulți sportivi la atletism, dar din păcate doar una. Nu știu dacă și pe aia s-ar obține. Vă las pe voi să comentați, că vedem imaginile oricum. Te surprinde ceva? Bine, mă surprinde recolta slabă care va fi, pentru că astea sunt previziuni optimiste. Și mă surprinde absența băieților, acum că tot e Marian aici, el măcar face excepție, dar avem performanțe la tot felul de sporturi care sunt cumva, să mă ierte doamnele, sunt un admirator al lor, dar astea sunt sporturi, după părerea mea, împotriva naturii. Box feminin, lupte feminin, haltere femei. Cum să pui femeia să ridice 100 de kilograme? Păi dacă ea vrea. E altceva, păi eu știu dacă vrea. Loredana Toma, dacă zic bine, ea face din pasiune de mică chestia asta, haltere. Și asta, ea nu se vede făcând altceva. Și e o fată feminină ca aspect. Da. Și ca comportament. Da. Din momentul ce au ajuns la performanță, înseamnă că chiar au și calități. Nu, atenție, eu nu am nimic cu ele. Le admir pentru voință, pentru performanță și tot ce au făcut. Nu, ziceam în general, bă, cu totuși, cum Dumnezeu să faci, să creezi discipline feminine la niște sporturi eminamente bărbătești, dure, care n-au nicio legătură cu feminitatea. Mă rog, asta e o altă discuție. Da. Domnul Emil Grădinescu iubește femeia altfel, nu?
Făcând așa sporturi dure. Iată, Loredana Toma, da? Vedeți ce frumoasă e? Face haltere. Așa îi place ei. Marian Drăgulescu, ai văzut și tu lista cu federații care și-au asumat medalii la Jocurile Olimpice? Probabil că văd aici... Nu, gimnastica este în acele 11 federații care și-au asumat cumva o medalie la Jocurile Olimpice. Tu ești din sport. Ești mult mai conectat ca la sport decât noi, să spunem, deși și noi suntem acolo. Dar ție ți se par realiste, optimiste aceste propuneri? Da, de ce nu? Mi se par destul de realiste. Bine, în alți ani la canotaj n-aveam doar două, aveam mai multe. Era și gimnastică în fruntea listei. Exact. Da, văd că una, două maxim. Așa, cam peste tot. Și în total? Ce să zic? Sunt destul de realiste aceste posibile rezultate. Sper doar să, ca sportivii să fie sănătoși și să prindă o zi bună. Sunt convins că sunt destul de motivați. Din moment ce au obținut calificarea, cu siguranță nu a fost o calificare ușoară. De la an la an, calificarea la Jocurile Olimpice devine din ce în ce mai grea. Așa că eu zic că sănătoși să fie sportivii, că în rest așa dăruire și ambiție au de a ajunge ei până aici. Să apară și gimnastica acolo cu o medalie, nu? Doamne ajută! Domnilor, vă mulțumesc mult de tot, Emil Grădinescu, Marian Drăgulescu, mult succes în anul 2020 și, exact cum am zis la începutul emisiunii, hai să vină prosperitatea la noi în 2020, din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc Doamne, mult! Doamne, ajută la toată lumea, mulțumim și noi! Doamnelor, domnilor, aici se încheie retrospectiva dedicată sporturilor. Sunt Gianina Iacob, zi frumoasă, să aveți în continuare, pe curând!